Bă, frate, bă, frate, mă omoară, ajutor, ajutor. Oh my god, uite-l pe Slenderman. Astăzi, băieți și fete, voi aduce pe Minecraft personaje horror din mituri și povestiri înfricoșătoare. Credeți-mă că nu sunteți pregătiți pentru ce urmează. Avem o grămadă de personaje din acestea, dar înainte să începem, nu uitați să băgați și voi acolo un like și să-mi scrieți la comentarii dacă o să recunoașteți vreunul dintre aceste personaje. Și hai să nu mai pierdem timpul, să ne tragem și noi țoalele de duminică pe noi, pentru că aceste personaje sunt super OP. O să bag un Enchanted Golden Apple la maț și chiar acum vreau să spawnez un personaj horror și este vorba despre Giant Alex. Sunt sigur că mulți dintre voi știți despre acest personaj și o să-l spawnăm în 3, 2, 1 și oh my god, uitați-vă cât de mare e, bă, ești nebun. Ok, vreau să fug puțin, băi, frate, uite cât de repede aleargă. Mamă, cum arată Alexul ăsta, uitați-vă și voi, băi și fete, cât de mare e efectiv și e plină de sânge. Ok, hai să încercăm totuși să ne apropiem un pic de Giant Alexul ăsta. Bă, frate, e plină de sânge și uite cum are ochii. Ochii și gura efectiv sunt negre. Ok, hai să încercăm să ne batem cu Giant Alexul ăsta. Uitați-vă și voi cât de greu îl bat efectiv. Bă, frate, oh my god, și uite cât damage îmi dă și gândiți-vă că am Enchanted Golden Apple băgat și armura asta de netherite e full enchantată. Doamne, cât de fricușător e Alexul ăsta. Să vă treziți pe lumea voastră de Minecraft cu un asemenea Giant Alex. Ce faceți, efectiv, ce faceți? Ok, hai să-i dăm, mamă, cât de greu îl bat, nu pot să cred. Mori odată. Haide, bă, nu mai moare efectiv. Doamne, uite cât de mare e pe lângă mine. Efectiv, sunt o muscă pe lângă Giant Alexul ăsta. Ok, și l-am doborât în sfârșit. Apare, nu ne-a picat nimic de la el. Bun, hai să continuăm cu următorul personaj și este vorba despre Sonica Riciul. Sunt sigur că mulți dintre voi ați auzit de Sonica Riciul, dar nu cred că ați văzut niciodată Sonica Riciul înfricoșător. Bă, lol, uite cum arată. What? Ce s-a întâmplat, mamă? Și ăsta e și super rapid. Am uitat că Sonica Riciul e super rapid. Uitați-vă cum aleargă. Bă, frate, are ochii roșii și uitați-vă ce dinți are, ce gură are, efectiv. Ok, Sonica Riciul, ia dai-mă drumul de aici. Ok, hai. Ăsta pare mai slab decât Giant Alex. Mamă, unde s-a dus? Bă, frate, efectiv, aleargă prea repede. Bun, și l-am doborât. Ok, nu ne-a picat nimic. Ia, hai să mai spawnăm o dată Sonica Riciul ăsta. Pe antenă, Sonic.exe îi zice. Hai să o dăm cu Sonica Riciul. Bă, dar cât de ciudat arată efectiv. Ăsta nu mai e Sonic, frate. Cum să arate Sonica Riciul așa? Ok, hai să-l omorâm până nu se duce poțiunea de Night Vision. Ok, și sunt sigur că mulți dintre voi ați auzit de Siren Head. Hai să-l spawnăm și pe ăsta chiar acum. Fiți atentă, dacă nu, îl spawnăm în 3, 2, 1 și hai să-l vedem. Oh my god, uite cum arată și ăsta are și boss bar. Ok, cred că scoate și niște sunete, nu știu dacă puteți să auziți. Oh my god, cât de ciudat se aude, bă, dar apare, nu mă atacă. De ce nu mă mai atacă? Oh, ce se aude? Oh my god, a dat alarma. Frate, ce se întâmplă? Stau cu Siren Head lângă mine și nu mă atacă. Ok, hai să o dăm cu el. Ok, cred că pot să-l bat destul de ușor, bă, dar apare, nu se mai mișcă. Ce s-a întâmplat cu Siren Head? Hello, Siren Head, are you ok, bro? Ok, hai să o dăm cu el. Ori dă-te încolo de Siren Head. Mamă, cum s-a întrerupt semnalul, efectiv. Bă, hai mă mai tași cu sirena ta. Bă, dacă de greu îl omor, efectiv. Uitați-vă și voi, dar nu înțeleg de ce nu mă atacă. Vedeți? Nu mă mai atacă deloc. Mamă, efectiv îl omor super greu. Bă, frate, abia dai mici din viață. Ok, asta o să dureze o veșnicie. Îi dau cu sabia la joale până nu mai poate. Bă, mă disperă sirena asta, nu mai pot. Taci odată cu sirena ta. Bă, cred că ceva e eronat la Siren Head-ul ăsta. Ok, mă doare mâna de la cât am dat în ăsta și l-am omorât în sfârșit. Bă, dar sirena aia nu se mai oprește. What? Încă nu se oprește sirena. Tocmai ce l-am omorât și că nu se oprește. Lol, se întrerupe semnalul. Bă, dar oprește-te. Ok, tocmai ce s-a oprit. Doamne, cât de ciudat a fost Siren Head-ul ăla. Dar nu înțeleg de ce nu m-a mai atacat. Sincer să fiu, mai bine că nu m-a mai atacat. Că cred că-mi luam mare bătaie de la omul sirenă. Ok, acum o să avem un personaj super popular, băieți și fete. Haide, sunt sigur că cu toții ați auzit de Slenderman. Și să-mi scrieți la comentarii care personaje înfricoșătoare le știați. Ok, hai chiar acum să spawnăm, băieți și fete, un Slenderman. Hai să-l vedem pe Slenderman. What? Bă, frate,
Lul, ce se întâmplă? Ok, ok, s-a întunecat totul. Mamă, și am și slowness. Ajutor, ajutor. Bă, frate, nu e de glumă cu Slenderman-ul ăsta? Mamă, și lui ăsta îi dau super puțină viață. Bă, ăsta cred că o să mă omoare. Ok, enchanted golden apple la maț. Ok, tocmai s-a teleportat. Mamă, ăsta chiar că e fricoșător. Ajutor, ajutor. Oh my god, uite-l pe Slenderman. Bă, ce se întâmplă? Ok, s-a făcut lumină, s-a făcut lumină. Fugi de el. Mamă, frate, fugi de Slenderman. Ok, 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 ia și fugi, nenică. Bun, ne-a lăsat în pace. Fraților, uitați-vă și voi la Slenderman acolo. Doamne, cât de ciudat e. Și efectiv, dacă ne apropiem acum de el, uitați-vă ce o să se întâmple, băi, s-au mărit tentaculele și acum s-a făcut întuneric. Fugi de Slenderman, oh my god. Bă, frate, mă omoară, ajutor, oh my god, uite-l pe Slenderman. Ok, hai să încercăm să-l omorâm. Firai tu să fii de Slenderman. Mamă, nu știu dacă o să pot să-l bat pe ăsta, băi și fete. Efectiv, nu-i dau prea mult damage și el cred că dă o grăbă. Mamă, ăsta se mai și teleportează. Dar ce-i bă ăsta, Enderman? Bine, e Slenderman, nu Enderman. Alo, unde te-ai dus, băiatu? Pornește, bă, dă drumul la lanternă. Frate, uite-te și tu cum faci. Ok, a scos un zgomot, nu știu ce se întâmplă. Dar dă-i pe el, mamă, fii atent, îl prinde seria acum. Firai tu să fii de Slenderman, creepypasta nenorocit ce ești. Dă-i pe el. Omule, fără față, eu nici măcar nu mai știu unde sunt acum. Efectiv, e întuneric în jurul meu și îl văd doar pe Slenderman. Ori firai tu să fii de Slenderman. Bă, de ce e așa greu de bătut Slenderman ăsta? The next day. De bă, mori. Oh my god, bun, în sfârșit l-am omorât. Mamă, mi-a spart și armura, frate. Efectiv, mi-a spart casca. Ok, acum vreau să vedem un personaj care în mod normal nu este înfricoșător deloc. Și o să vă dau o singură replică de-a lui. Și după ce auziți această replică, vreau să ghiciți despre ce e vorba. O să zic doar atâta. Oh, Toodles! Scrieți la comentarii despre cine credeți că e vorba. Ei bine, poate mulți dintre voi ați ghicit. Este vorba despre Mickey Mouse. Ce? Stai, bă, ce e ăsta? Mă, ce-i Mickey Mouse-ul ăsta, frate? Mickey Mouse-ul luat de pe Wish? Uite-te și tu cum arată. Bă, ce? Mickey Mouse cu urechile albe? De ce e atât de alb Mickey Mouse ăsta? De ce e alb cu albastru Mickey Mouse? Vreau o explicație. Bă, ce e ăsta, mă, Mickey Mouse pe negativ? Dă-i, bă, drumul de aici de urecheat. Ok. Hey, what? Ți-a auzit? A vorbit? Ce? What? S-a auzit o voce super stranie după? Ok, asta chiar a fost înfricoșător. Bă, sper că Mickey Mouse a zis chestia asta. Nu, mai vreau să-l spawnez odată. Fiți atentă, hai să-l omorâm cât mai repede. Trece cu acea Mickey Mouse. De ce-l omorâm? Hey, everybody, it's me, Mickey Mouse. Ce? Ok, ați auzit și voi? A zis, salutare tuturor, sunt eu, Mickey Mouse. Și după s-a auzit o altă voce. That's sus. Asta e super sus. Ok, chiar m-am fricoșat un pic, Mickey Mouse. Hai să vedem următorul mob. Următorul mob este vorba de Cartoon Cat. Cred că și pe ăsta îl știți, adică e destul de popular. Ăsta nu e din Garden of Bamban? Sincer, nu m-am uitat niciodată la Garden of Bamban. Bă, dar ce mă atacă pisica asta neagră? Mamă, cât de urâtă e. What? Și uite cum îi se blugesc mâinile. Sau ghiare, că până la urmă e o pisică. Doamne, ce mai urâtă pisică pe care am văzut-o? Pisica neagră trece cu ghinion prin fața ta. Ori, bă, dă-te încolo de pisicioi. Hai, mă, mori. Ia, sunt curios dacă o să ne dropeze ceva sau habar n-am. Hai, omorâm chiar acum pisica din Garden of Bamban. Și am omorât-o și nu ne-a dropat nimic, din păcate. Ok, acum vreau să mai spawnez încă unul care cred că e destul de popular. Nu știu, am mai văzut personajul ăsta. Și anume personajul Momo. Oh my god, cât de urât e. Bă, uite-te și tu cum arată. N-are astea-s mâini sau picioare? Scrieți acum la comentarii. Mă, ce sunt astea, mâini sau picioare? Cred că sunt mâini, dar îi folosește ca post de picioare. Ok, nu știu, hai să-l omorâm pe Momo cât mai repede. Doamne, urât e Momo. Mordă-te încolo de Momo, urât. Doamne, băi, deci personajele astea chiar sunt super, super ciudate. Bun, l-am omorât. Și mai avem unul pe care vreau așa să-l spawnăm, să vedem și să ne batem cu el. Și este vorba despre Jeff the Killer. Hai să-l vedem chiar acum. Oh my god. Uite-te cum arată, bă, cum vine cu cuțitul după mine. Îmi zice să mă duc la culcare, ați văzut? Ci că go to sleep, bă, dă-te, mă, încolo. Ia, du-te tu la culcare, mă, nebunule. Ce crezi că e mai tare cuțitul tău cu sânge decât sabia mea de Netherite? Hai, mă, să ne batem. Tu te duci primul la culcare. Pleacă, bă, de aici Jeff the Killer, bă, da, urât e. Mori, bă, odată, uite-te la el cum arată, frate. Bă, arată destul de ciudat, sincer să fiu. Ăsta e Jeff the Killer, pe bune.
Hai mă, n-ai murit? N-ai murit? Uite-te, nici măcar nu poate să mă atace. Opa, mi-a dropat cuțitul lui. Ia vezi, ia. Ok, avem cuțitul lui Jeff the Killer, băieți și fete. Păi hai să-l testăm pe un mob. Uite, avem aici Cartoon Dog. Ok, what? Cum arată ăsta? Arată exact ca pisica aia, doar că e puțin mai diferit, efectiv. Are bot de câine. Ia, hai să vedem. Putem să-l batem cu cuțitul ăsta lui Jeff the Killer? Bă, nu știu de ce, dar nu cred că o să putem să-l batem cu acest cuțit. Așa că cred că o să ne băgăm iară pe sabia de Netherite. Și mori odată, mori odată. Mori odată, potaie, bun, am omorât. Și acum avem un mob destul de ciudat. Ăsta îi zice Mining Turtle, adică Țestoasa Miner. Ia să vedem, care-i faza cu Țestoasa Miner? Asta nu e o țestoasă. Bă, pe bune, dar mai văzut eu țestoasă să arate așa. Ăsta e direct un ceva computer, televizor, habar n-am. Și ci că dacă îl numim Mine, o să înceapă să mineze. Ia să vedem, i-am dat numele Mine și... s-a mișcat! Ia, se apucă de minat? Bă, fii atent că sparge dirtul, nu pot să cred. Bă, piticanii asta chiar se apucă de minat. Ia vezi, ia bă, dar de ce minează dirt și de ce minează doar încolo? Bă, ar trebui să te duci jos cu metre. Ok, fă-ți de cap, e legea lui, habar n-am ce face. Ok, hai să mai spawnăm încă unul și cică dacă o să-l numim Excavator, se apuce să excaveze, cred. Ok, hai să-i dăm chiar acum numele de Excavator și ia să vedem ce face. Ia că a început iar să se miște. Ok, cred că acum s-a pe jos sau ce face? Bă, face exact același lucru. Nu, face într-un anumit fel, vedeți? Cred că are un pattern ceva sau habar n-am ce face ăsta aici și asta nu e o țestoasă. Da, ok, nu știu ce e creepy la chestia asta, dar clar e ciudat. Ok, băieți și fete, și pentru că v-am arătat deja cele mai tari personaje, următoarele personaje doar o să le vedem așa pe creativ. Hai să vedem acum ce o să spawnăm. Avem aici o mașină și... Ok, ăsta nu e un personaj, ce? Măcar pot să conduc mașina asta? Oh, what? Chiar merge să conduc mașina asta? Bă, ce mașină e asta, bă? Lol, uitați-vă și voi, nici măcar n-am volan. Ok, videoclipul ăsta se transformă în ceva troll, nu în ceva înfricoșător. Da, ce chestie e asta, mașina, auzi tu? Ok, următorul personaj avem Smile Dog. Hai că Smile Dog, dacă e numai zâmbitor, nu e câinele ăsta. Bă, ce? Câinele ăsta e... Efectiv, nu mai are blană, nu știu dacă puteți să vedeți. Ok, arată super dubios. Ia să vedem, Zalgo, ce e ăsta? Zalgo, what? Îl atacă câinii pe Zalgo. Mă, ce? Ce-i personajul ăsta, băieți și fete? N-am auzit în viața mea de Zalgo. Mă, dar uite ce-l bate câinele aici, nebun. Ăsta arată ca un demon, efectiv. Ok, hai să mai spunem un personaj, și anume John. Ulu! Bă, pe John ăsta parcă l-am mai văzut undeva. Ok, creatura asta chiar e super ciudată. Și de ce îi zice John? Bă, Zalgo ăsta că se bate cu câinele, bă. Și efectiv cred că câinele o să câștige. Uite, ăsta trage cu ceva fire charge-uri. Bă, dar ce se ține câinele la el, ești nebun? Ok, avem aici și un câine normal, cred că. What? Uite cât de tare e câinele ăsta. Bă, frate, uite cum se mișcă. Ok, ăsta nu e deloc înfricoșător. Ia să vedem, avem aici și Multi-Head. Ok, ăsta e un fel de Siren Head, dar cu mai multe sirene. Mamă, și uite cum are aici. Are dinți, efectiv. La capătul sirenei are o gură, frate. Și văd că s-a luat la bătaie cu hapar, n-am cine. Ia uite, și ăsta nu ia foc din câte văd. Ia, ce mai avem aici? Un dispenser? Ce? Care-i faza cu dispenserul ăsta? Sau spui că o să mă atace dispenserul, ia. Ha? Mă atacă dispenserul. Wow, atacă cu succes. Bă, dispenserul ăsta a prins viață, ești nebun. Doamne, cât de ciudat. Ok, i-am dat o bucată și a murit. Ok, următorul personaj îi zice Ben Înnecatul. Adică Ben Înnecat. Ce e asta? Ha? Bă, ce? You should have done that. Bă, ce a făcut? M-a blocat. Și că nu trebuia să fac asta. Salut. De ce nu trebuia să fac asta? Bă, ăsta e Peter Pan. Bă, ăsta e Peter Pan sau e Ben? Cine e Ben? M-a ajutat să-l spawneze pe Ben 10. Ok, ia, hai să dăm în ăsta. De ce nu trebuia să fac asta? Ce s-a întâmplat dacă am făcut asta? Mă, ce? Efectiv, ăsta e o statuetă, atât. Ia să vedem, aici avem cică un scaun. Ok, ăsta e un scaun normal. Ce? Pot să mă așez? Da, ce ar trebui să fie fricoșător la un scaun? Bă, eu nu mai înțeleg nimic. Efectiv, mă sperie că nu are nicio logică treaba asta. Ok, hai să vedem ce mai avem. Jane the Killer. Ok, cred că asta e soția lui Jeff the Killer.
că să dormi, să dormi bine, sleep well. Ia să vedem ce mai avem aici. Light head, ăsta, ăsta e un fel de siren head, doar că e luminiță, e felinar. Ok, ce mai avem aici? Long arms. Și ăsta îmi pare destul de cunoscut. Și fii atent că s-a luat la bătaie cu Lighthead. Ia ce mai avem aici? Mâncătorul de semințe. Ce-i chestia asta? Ok, și ăsta arată destul de înfricoșător. Și da, cred că în mare parte am văzut cam toate personajele înfricoșătoare, băieți și fete. Uite, eu de ciudați ăștia doi n-am auzit în viața mea, sincer să fiu. Și sincer să fiu, nici de Zalgo ăsta n-am auzit niciodată. Poate știți voi, poate știți voi despre ei și știți să-mi ziceți și mie despre ei. Dar în fine, băieți și fete, am cam obosit și o să iau loc frumos pe acest scaun și o să fac outro-ul. Așa că, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați în caz că l-ați făcut-o și să-mi scrieți la comentarii ce personaje cunoșteați din toate acestea și care v-a plăcut cel mai mult. Iar noi o să ne vedem, bineînțeles, data viitoare. Salut!